Un an greu, a fost un an în care am fost mințiți, am fost păcăliți și dezamăgiți, dar împreună ne-am unit și am reușit să scăpăm. V-ați trecut prin gând vreun moment că puteți retrograda în acest sezon sau vă simțeați puternici și aveai încredere în grupul Dinamo? Aveam încredere în băieți, dar sincer am avut o teamă, pentru că nu reușeam să câștigăm și la un moment dat eram clacați, dar împreună am spus, ne-am unit și am reușit să o scoatem la capăt. V-ați gândit și la barajul ăla pentru Europa? L-ați pierdut în minutul 96. Da, ne-am gândit, dar v-am spus, primul obiectiv la noi a fost să salvăm echipa matematic și de la baraj pentru Liga 2. Rufo Coiado a fost la București, Rufo Coiado e la București, no, știți ceva? Nu ne mai interesează. Nu ne mai interesează, pentru că dacă nu am fost lângă noi când a fost greu, acum la bine, degeaba. Nu ne mai interesează. Suntem doar noi jucătorii am reușit să facem lucrul ăsta și le mulțumim suporturile care au fost alături de noi în momentele grele, pentru că acolo este adevărata pasiune pentru acest club. Dacă mai auzi de spaniol, fugi. Nu mai rămâi la tine. Nu fug, dar aș prefera să nu se întâlnească cu mine, că mă voi răzbuna pentru tot ce le-a făcut băieților. Nu pot să zic că ne simțim eroi, însă vă zic sincer că sunt foarte mândru de acest grup, de acest colectiv, pentru că numai noi știm prin ce am trecut, ce am suferit, și credeți-mă, când vă zic acest lucru, o zic din toată inima. Că a fost un sezon epuizant, am jucat din 3 în 3 zile foarte mult timp și... a fost foarte greu, după cum ați observat și noastră. Care a fost cel mai greu moment acum, când ziceai că, bă, așa ceva nu cred că se poate întâmpla? Păi, toate momentele au fost grele. Acum sunt, da, sigur, într-adevăr, am mai trăit momente, însă vă zic, au fost foarte multe neajunsuri, multe lucruri care, multe detalii mici care fac diferența și la săftica, la bază, și multe lucruri, nimeni nu știe că noi, spre exemplu, de la începutul lunii ianuarie până la mijlocul lunii martie, noi ne-am antrenat doar pe terenul sintetic, ceea ce am suferit foarte mult, vă dați seama, și din punct de vedere al sănătății și antrenamentele pe teren artificial, pe urmă jucam pe teren natural, adică foarte multe lucruri, plus multe, multe, multe alte lucruri care, din păcate, toate au plecat din vară de la acești oameni neserioși, să nu zic alte cuvinte, care... Nu credeam vreodată că e posibil așa ceva să se întâmple, însă uitați-vă că sunt și alte nații care nu sunt serioși, nu doar românii. Eu sunt foarte mândru că sunt român și vă zic, ceea ce au făcut spaniolii cu acest club e de neimaginat și sper ca justiția să facă dreptate. Cine suntem? Au, au, au! Cine suntem? Au, au, au! Mandare, bă! Cine suntem? Au, au, au! Da, Dinamo s-a salvat de la retrogradare, dar un înțelept ar spune acum, greul abia începe. Mă rog, nu trebuie să fii prea înțelept ca să-ți dai seama că va fi foarte greu și în continuare, doar cu sprijinul fanilor. Hai să vedem acum o face deliciul serie această postare a celor de la Astra Giurgiu, cu toată amărăciunea că au retrogradat. Ne pare rău tuturor suporterilor, pentru că astăzi am retrogradat în Liga a doua. Zici că a scris cineva în rusă, a tradus cu Google Translate în chineză și după aceea în română. Ne pare rău tuturor suporterilor. În fine. După care, pentru că probabil au venit mulți și au început să mai zică câte ceva pe acolo, că dacă nici pe Facebook nu putem să ne exprimăm, atunci unde? După care vine același autor, vă rugăm păstrați un limbaj licențios. Ei, asta făceau, de fapt. Da. Da, e ca și cum ai spune că licențios înseamnă care a făcut liceul și facultativ, care a făcut și facultatea. Da. Cam asta e noul dicționar. Da.
Absolut. Din păcate însă Astra scrie acolo hashtag Astra nu moare. Probabil că, să sperăm că nu va muri, dar din păcate lucrurile nu stau deloc bine acolo. Din fericire există un stadion. Cine mai are nevoie să joace nu știu pe unde, să, că n-are cu cine, n-are când, n-are unde, de pe aici, de prin zona capitalei, uite că poate să joace la Giurgiu în condiții foarte bune, cel puțin deocamdată. Bun, imagini frumoase și din vestiarul celor de la Gazmetan Mediaș cu retragerea lui Răzvan Pleșca. Foarte, foarte frumos. Da. Cred că și unul dintre oamenii cei mai corecți pe care i-am văzut în ultimii ani. Da? Mi-aduc aminte de declarațiile lui, pom întotdeauna fair play, întotdeauna gata să admită o greșeală de arbitraj care a favorizat echipa lui, o greșeală a lui. Mai ții minte una din ultimele declarații? Da, da, cu că merită. Că nu există portaj la modul cum se antrenează rezerva, nu ceva de genul ăsta. Ah, eu mă referam la alta. Că ce facem? Ținută, ce vei face în continuare? Eu am fost un portar cu ținută, ținută la cel mai înalt nivel. A fost întrebat, ce vei face sezonul următor? Păi am făcut acum un curs de marketing după celelalte două facultăți. Da.